Campania Curățăm Constanța noastră, aflată la cea de-a șaptea ediție a început, este cea mai amplă inițiativă de responsabilizare civică față de mediul înconjurător din orașul nostru, organizată de primărie. Acțiunea se desfășoară pe tot parcursul lunii octombrie, iar în tot acest timp vor avea loc activități de înfrumusețare și cosmetizare a orașului. Vor fi efectuate acțiuni de ecologizare și igienizare a întregului municipiu, iar lucrările vor fi împărțite pe zone în care se va interveni conform unui program. Cositul spațiilor verzi, salubrizarea și igienizarea cartierelor și parcurilor, plantarea de pomi și flori sau reabilitarea de fațade deteriorate sunt doar câteva dintre acțiunile care vor fi efectuate în cadrul campaniei. Pentru a da un exemplu de responsabilitate civică față de mediul înconjurător, asociațiile de proprietari din zona Dacia și din Tomisnor s-au implicat activ în programul de curățenie generală. Au fost măturate și spălate aleile, au fost strânse frunzele și resturile menajere, iar gardul viu a fost uns. Constanțenii sunt în continuare invitați să participe la curățenia de toamnă a orașului, fie că vorbim despre voluntari, agenți economici, instituții de stat sau private, asociații de proprietari și cluburi sportive. Toți voluntarii care se vor alătura campaniei vor primi echipamentele necesare pentru buna desfășurare a activității.